Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paizan, Sportul de France TV, prezent la antrena cu dumneavoastră, ora fotbalului, vinerea fotbalului la Focșani, ultima din sezonul 2022-2023. Astăzi, pe Milcovul de la orele 17, în echipament al CSM Focșani 2007, primește vizita echipei Voința Limpezici din județul Buzău. Ultima etapă a play-off-ului, a play-out-ului, etapa a 10-a și ultima a campionatului 2022-2023. Verde începere, orele 17 și un minut. Vă spuneam, Focșani, echipament alb. Vă voi spune imediat și formațiile distribuite pe teren la începutul acestei partide de stafurile tehnice ale celor două echipe. Iată echipa oaspete, Voința Limpezici, în poartă Paraschiv, jucători de Câmpucheanu, Bratu, Mihai, Micu, Lemnaru, Ghiceanu, Chiomela, Smedoiu, Lazar și Filip. Căptanul echipei este Lemnaru Alexandru. Rezervele echipei din Limpeziști, rezervele de portar Păun, jucători de câmp Chivu, Ursu și Lazar. Aceștia sunt jucătorii din lotul pentru partida de astăzi a echipei Voința Limpeziști. Acum Zaharia la minge încearcă o deschidere pe partea dreaptă pentru Stoica. Și se dă lovituri libere pentru Focșani la faultul făcut de Mihai. Pe partea stângă a fost faultat Stoica. Lovituri libere pentru Focșani, minutul 1 al acestei partide.
Imediat după această fază voi spune și formația CSM Focșani 2007. Acum Zaharia o pasă în careu, Dascălu pe partea dreaptă. Reușesc jucătorii buzoieni să îndepărteze pericolul. Și aruncare de la margine pentru Focșani de pe partea dreaptă, minutul 2 al partidei. Săpunaru, Zaharia. Tras de tricou de capitanul echipei Lemnaru și loviturile pentru Focșani din nou de pe aceeași bandă dreaptă, s-a executat rapid Săpunaru, transmite mai de partea lui Iriza. Acțiunea Focșanului pe bandă centrală, Mazilu, Dascălu și un șut de la distanță prins de portarul Paraschiv. Iată și 11-le echipei noastre trimise astăzi pe teren de Elvis Ila, șandrol principal, și Cosmin Popescu, control secund. O degajare a portarului Paraschiv, dar nu este nimeni acolo de la echipa buzoiană. Deci noi îl filmăm pe domnul Gigi Căldare, dânsul ne face fotografii. Mulțumim, domnul Gigi, să fie cu noroc pentru echipa noastră și pentru ce se mai făcea în 2007. Revenim la jocul. Aici o ocazie mare lui Cosmin Pazăre pe centru, bandă centrală, driblează portalul Paraschiv, dar prea lungă mingea și din păcate aceasta părăsește terenul de joc. O mare ocazie pentru Focșani. Minutul 2 al întâlnirii, Cosmin Pazăre a avut o intrare periculoasă pe banda centrală, față în față cu Paraschiv, l-a driblat pe acesta, dar a prelungit mingea prea mult și aceasta este în afara terenului. Să notăm această ocazie a Focșanului din primele minute ale partidei și Riza acum pe partea stângă trimite înapoi portarului Lazar. Deci iată și portarul echipei noastre de astăzi este Lazar. Cum vă spuneam, 11 trimis în teren de Elvis Ila și Cosmin Popescu, în poartă Lazar. Jucători de câmp Stoica, Săpunaru, Riza, Vetrescu, Dascălu, Mazilu, Danilă, Zaharia, Manu și Pasăre. Aceștia sunt primul 11, o pasă, dar este offside la Cosmin Pasăre, 2 metri offside, offside mare. Capitanul echipei, vă spuneam, Zaharia, Alexandru, rezervele echipei CSM Focșani 2007 la această partidă sunt Mărgărit, rezervă de portar, și jucători de câmp Badașcă, Dumitru, Constantin, Pană și Oprea. 5 jucători de câmp și un portar. Mulți jucători indisponibili astăzi la CSM Focșani 2007, e vorba de accidentați, fiind Mihai Negoiță și Alex Abeaboieru. Suspendat 4 cartonașe galbene, Andrei Paizan. Sorin Preda, portarul echipei noastre, de asemenea, lipsește din lot astăzi. Și acum Săpunaru rezolvă foarte bine această acțiune. Stoica, Dascălu combină pe partea dreaptă și acum Manu la minge. O pasă foarte bună, acum nu este offside pentru Pasăre în careu pe partea dreaptă, Pasăre în careu pe partea dreaptă, se uită, are timp, dar greșește pasa, trimite direct la adversar. Și acum buzoienii recuperează și trimit pe partea dreaptă. Era singur Pasăre, a avut atâta timp să se concentreze pe o centrare, dar s-a pripit și a trimis direct unui jucător buzoian. Și iată că această ocazie care s-a anunțat periculoasă s-a terminat fără niciun efect pentru poarta lui Paraschiv. Îl salutăm și noi pe Constantin Nichitoia din Anglia, care nu lipsește de la întâlnire cu Sportul de Vrancea TV de pe stadionul Milcovul. Și acum o pasă pe partea dreaptă a lui Mihai, atacă voințele brejezii, Lemnaru, capitanul echipei, la minge. O centrare pe jos în careu, respinge Săpunaru pe partea stângă. Revin buzoienii, Mazilu trimite din nou portarului Gabriel Lazar, care trimite din prima pentru Cosmin Pasăre, protejează foarte bine Cosmin Pasăre, iar prelungește, iarăși prelungește balonul prea mult, acum aleargă după el 1-1 cu fundașul buzoian și obținem o aruncare de la margine de la 5 metri de pe banda stângă pe direcția noastră de atac. 0-0 aici pe Milcovul, minutul 6, CSM Focșani 2007, Voința Limpeziș. Aruncăm de la margine de pe partea stângă, recuperează buzoienii,
Acolo Mazilul intervine, Mila remige la picior Mazilul, o fentă, o transmite înapoi balonul pentru Zaharia. Zaharia combină cu Manu pe centru și Manu din întoarcere prinde un șut din întoarcere cu piciorul stâng pe lângă, puțin pe lângă poarta lui Paraschiv. Scapă Paraschiv și de data aceasta, minutul 7 al primei reprize, 0-0 pe Milcovul, se pregătește să repună balonul din 6 metri portarul oaspeților Paraschiv. Combină cu fundașul stânga Bratu. Recuperăm prin Zaharia, foarte bine pe bandă centrală. Zaharia pe partea dreaptă, a mărgea cred 16 metri, se întoarce. Stoica trecem pe atac pozițional. Stoica trimite balonul în centrul lui Riza, care urcă pe bandă centrală, îi trimite lui Danila. Danila are retrimis și acum atacăm pe partea dreaptă, o minge prelungită a lui Stoica, care pierde balonul și acum atacă echipa din Limpeziș. Încearcă o acțiune pe banda stângă, o minge trimisă de urmărire și săpunarul este faultat, împins din spate de Lemnaru, capitanul echipei buzoiene. Lovituri libere pentru Focșani, 0-0. CSM Focșani, Voință Limpeziș, CSM Focșani, echipament alb. Tricouri albe, short negru. Reluăm atacul din jumătatea propriei terenă, săpunarul, Riza. Danila. Riza, Zaharia. Mazilu acum în centru. Dascălu. Săpunarul. Ultima partidă a sezonului. Foarte mulți tineri în teren astăzi. De fapt, în ultimele partide, antrenorii echipei noastre au mizat și conducerea secției de fotbal pe promovarea juniorilor din propria pepinieră. Stoica trimite lui Săpunaru. O deschidere pe partea stângă. A urcat Petrescu, dar nu reușește să păstreze acest balon și este out de poartă. 0-0, minutul 9 al primei reprize. Bratu. O degajare direct la Stoica, care crește preluarea și acum atacă echipa din Limpeziș prin Mihai. Mihai combină pe centru. Primește portarul Paraschiv. Medoiu. Tiomela greșește preluarea, recuperăm prin, acum o acțiune periculoasă, Manu. Manu la marginea cărui 16, intră care o pe partea dreaptă, Manu trimite colatul pe lângă poartă. Incredibilă, cea mai mare ocazie de până acum a Focșeanului, aceasta a fost minutul 10. Manu singur față în față cu portarul Paraschiv, a încercat să prindă colțul lung cu latul, dar a trimis în afara spațiului porții. Rămâne 0-0 la Focșeani. Cea mai mare ocazie rostă de echipa noastră până acum a fost a lui Ionuț Manu. Minutul 10. Stoica. Zaharia. Stoica încearcă să-i trimită lui Dascălu, dar nu reușește și primește balonul Bratu, care combină cu Tiomela acum pe centru, Lemnaru. Trimite înapoi, recuperează Pasăre, Dascălu. Mai departe, din prima, Mazilu schimbă jocul cu Danil, dar greșește pasul. Recuperăm din nou la centrul terenului și din nou pierde balonul. Bratu. Puchianu. Și primește Mihai pe banda stângă. Lazar. O pasă din nou cu Mihai, Lemnaru. Revine Mihai la centru. Atacă buzoienii pe zonă centrală.
Încearcă să pună aerul acolo, să protejeze balonul, reușește și degajează Lazar pe banda stângă. Danilă nu se prânzește acest balon care iese în afara terenului și va fi aruncare de la margine pentru Voința Limpezici de pe partea dreaptă de la centrul terenului, minutul 11, 0-0. Aruncare de la margine pentru Limpezici, la 10 metri de colțul terenului, de pe partea dreaptă. Respingem. Atacă Focșarul acum, Cosmin Pasăre. O pasă pe centru, dar prea lungă, nu reușește să o prindă Zaharia. Urmărește Manu, face pressing pe partea dreaptă. Resping Buzoieni până la Tiomela, la 25 de metri. Mihai acum, Zaharia recuperează în fața lui Mihai. Stoica, greșim pasul, revine Tiomela, Mihai. Nu este nimeni acolo, recuperăm balonul prin Vetrescu. Trimite mai departe lui Danilă, Danilă pe partea stângă, intră în centru. Ține prea mult mingea, pierde balonul acolo Lemnar, acum o contraatac al Buzoienilor pe zonă centrală. Pierde Lemnarul mingea în fața lui Riza. Stoica acum la minge, Zaharia, Mazilu, Dascălu, o minge pentru Manu pe partea dreaptă, dar prinde Paraschiv balonul la marginea careului de 16 metri și îi repune cu mâna imediat lui Mihai, care urcă cu mingea la picior. Schimbă jocul Mihai. Vetrescu încearcă o diviere în afara terenului și va fi aruncare de la margine pentru Voința Limpezici. Minutul 14 al primei reprize este 0-0 pe Milcovul. Salutăm pe toți iubitorii fotbalului din județele Buzău și Vrancea și nu numai. De asemenea, vă invităm să vă abonați gratuit la canalul de YouTube SDVTV pentru cei care încă nu ați făcut-o. Este foarte simplu, intrați pe YouTube, canalul SDVTV, dați click la butonul abonează-te și noi vă mulțumim frumos anticipat că ați intrat în comunitatea Sportul de Vrancea. Tiomela. Trimite mai departe lui Lazar. Bratu. Mihai. Lazar. Posesie a Buzoienilor la centrul terenului pe banda stângă, din nou Bratu. O încercare pe taiată, Buzoienii rămân la minge pe banda stângă, centrare, acolo este Riza și trimite portarul lui Lazar, care degajează din prima pe partea stângă, dar nu reușim preluarea și acolo mingea părăsește terenul de joc, aruncare de la margine pentru Voința Limpezici, aproape de centrul terenului. Lemnaru. Încearcă Lemnaru o combinație și este fault acolo. Dascălu face un fault la 45 de metri de poarta lui Lazar. Respinge Săpunaru până la Mazilu. Zaharia încearcă un dribling în fața lui Tiomela, pierde balonul. Combină fundașii Buzoieni. Riza, mingea în jumătatea noastră de teren. Trimite lui Vetrescu. Danilă. Recuperează jucătorii Buzoieni pe partea stângă, pe direcția de atac a echipei noastre și acum fundașul Buzoienilor cel cu o pasă lungă pentru Lemnaru. Dar nu este nimeni acolo decât Săpunaru. Am trecut de primul sfert de oră al acestei partide, 0-0. Zaharia. Un dribling în fața lui Lemnaru. O pasă pe jos. Pe banda stângă pentru Danilă și resping jucătorii Buzoieni în afara terenului. Va fi aruncare de la margine de pe partea stângă.
Domnul Fănel ne întreabă cât este scorul, vă mai spunem încă o dată, este 0-0, urmăriți transmisia și veți fi la curent. 0-0, minutul 16 al primei reprize. Atacă CSM Focșani pe partea dreaptă. Manu pierde balonul. Recuperează căpitanul echipei Lemnaru. Arbitrul arată mingea, nu a fost fault. Săpunarul trimite lui Zaharia. Mazilu pe centru. Mai încearcă un dribling și pierde mingea în fața lui Tiomela. Poate ar fi trebuit să paseze la această fază. A fost bună preluarea, dar din păcate a mai abuzat de un dribling și pierde balonul pentru încă o fază care s-a anunțat periculoasă. Acum în încercare de ataca abuzorului al limpezișului pe partea dreaptă, recuperăm balonul la Riza, care trimite pe partea dreaptă lui Săpunaru. Pe partea dreaptă atacă Focșanul prin Cosmin Pasăre. Stoica. Manu. Dascălu. Mazilu și acum Manu. Un șut blocat de la 18 metri și este corner pentru Focșan de pe partea dreaptă în minutul 17. Se pregătește să execute Zaharia. Antrenorul echipei noastre, vă spuneam, Ila Șelvici și Popescu Cosmin, antrenor de portar Vasiliu Gabriel, asistent medical Gabriel Bratu și delegatul echipei Căldare Gigi și acum corner Focșan execută Zaharia. Pe 6 metri respinge Teomela, dar tot până la Zaharia, care vine cu a doua centrare pe colțul lung acum și resping buzoienii în corner. Lemnaru a venit în sprijinul apărării, dar trimite balonul în corner. 0-0. Să urmărim și acest corner de pe partea stângă pe care îl va executa Dascălu. Alin Dascălu pe scurt. Mingea ajunge zona centrală a careului, respinge Tiomela. Și acum Zaharia înapoi pentru Stoica. Și Stoica trimite portarului Lazar. 0-0 și după această acțiune, minutul 19, aici pe Milcovo. Săpunaru. Zaharia. Manu. Revine Tiomela. Recuperează Manu pe partea dreaptă. Manu care nu reușește să facă driblingul acolo. Și revenim prin Stoica pe partea dreaptă, care trimite în centrul lui Dascălu. Mazilu revine, prelungește prea mult balonul și pierde mingea acolo. Iată contraatac al buzoienilor. Nu este offside, a plecat din jumătatea lui, dar Lazar pe fază. Lazar era pregătit să intervină pe acest contraatac, dar a lăsat balonul și acum l-a jucat cu Săpunaru, care trimite lui Stoica. Putea să ne coste această întârziere a jocului acolo. Mazilu ar trebui să joace puțin mai repede, a pierdut mingea și o minge de contraatac a buzoienilor a fost foarte aproape de a ne crea probleme. Atacă Focșanul pe partea stângă, Petrescu a urcat în atac, Petrescu la minge și se dă hands. Petrescu face hands. Lovitură liberă pentru Voința Limpeziși din marginea careului de 16 metri, a propriului careului de 16 metri. Bratu. Buzoieni la minge. Smedoiu. Recuperăm. Zaharia. Zaharia la minge acum pe centru. Încearcă un șut din alergare cu piciorul stâng și scoate în cornerul. Corner Focșan de pe partea stângă. Corner Focșian de pe partea stângă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Minge trebuie să direct în afara terenului de Zaharia.
Rămâne 0-0, minutul 21, pe Milco Vulcez, mai Focșean, 2007, Poenția Limpeziș. Rămâneți pe SDB TV și în pauză, dacă nu ați făcut-o, vă invităm să vă abonați gratuit la canalul de YouTube SDB TV. Atacă Poenția Limpeziș acum prin Tiomela, care trimite pe partea dreaptă de lui Pucheanu. Filip Pucheanu, recuperăm, Danilă, Mazilu, Dascălu. Dascălu pe centru, își pregătește șutul. Trimite balonul peste poarta lui Paraschiv. 0-0 în continuare, domnul Cledistone. Foarte bine, Săpunaru intervine și recuperează pentru moment balonul. Acum Tiomela pe zona centrală. Voința Limpeziș retrogradată teoretic în Liga a 4-a, dar din discuțiile purtate cu prietenul nostru de la Limpeziș și Mădălin, un mare sufletist al echipei buzoiene, ne-a explicat că deja s-a depus dosarul la AJF Buzău și Federația Română de Fotbal pentru a putea rămâne în Liga a 3-a. Asta în condițiile în care Federația va constata că vor exista posibilități să mai existe locuri libere în urma anumitor proceduri de înscriere. Atunci Limpezișul are o șansă. Să ne aducem aminte de echipa din Brăila, Sportul Chiscani, care a stat ani de zile în Liga a 3-a, dar în fiecare an retrograda, dar Federația îi deschidea o ușă. Poate și Limpezișul de 5 ani, nu? Chișcaniu 5 ani a stat în Liga a 3-a. Și Pașcaniu? Și Pașcaniu la fel. Mă completează colegul Dan Chiriac, secretar la Asociației Județene de Fotbal Vrancea. Da, există și această posibilitate. Cine poate, dacă Voința Limpeziși are ambiția și voința să continue, poate Federația să-i acorde o șansă, dar poate această șansă să fie dublată și de norocul, între ghilimele, să se regăsească din nou cu Victoria Gugești față în față. Pe prima etapă, da. Alin Dascălu, Stoica, trimite mai departe în centru, Riza. Mazilu. Zaharia. Stoica. Anticipez dacă se va marca pe Milcovul, vom asista după aceea la mai multe goluri. Zaharia pe partea dreaptă, din nou pierdem mingea, din păcate. Ar trebui să jucăm mai repede în zona careului de 16 metri. Încercăm prin pressing acum să scoatem mingea. Mazilu, recuperăm Mazilu pe centru, un șut cu exteriorul peste poarta buzoiană. A fost bun pressingul făcut de Mazilu, dar din păcate șutul nu a fost pe poartă și un jucător la echipa Limpeziș, Medoiu, este la pământ. S-a ridicat Medoiu, se reia jocul acum cu mingea la picior, 16 metri. Mihai, o pasă cu călcâiul pentru Lazar. Lazar pe partea stângă. O minge în centru, acolo intervenim prin Săpunaru. Rămân în atac jucătorii buzoieni în zona care de 16. Mihai la minge pe partea stângă, față în față cu Stoica. Recuperăm balonul prin Dascălu acum. A venit la învăluire Manu. Acum primește Manu. Pasă în centru, pasăre, Dascălu, care schimbă jocul pe partea stângă. Zaharia. Zaharia merge către 16 metri, încearcă să-i paseze lui Danilă, dar mingea ajunge în brațele portarului Paraschiv. Rămâne 0-0 în continuare pe Milcovul. Degajează portarul Paraschiv pentru Lemnaru.
Încercăm să construim pe banda stângă, acolo este Zaharia. Intră în zona centrală, nu pierde balonul, este deposedat de Micu. Prea multe driblinguri. Tiomela. Recuperăm din nou și Dascălu face fault aproape de centrul terenului. 0-0, minutul 26. Tiomela. Mihai. Riza. Trimite înapoi portarului Lazar și tot el primește balonul pe partea dreaptă de data asta. Minge lungă Riza pentru Zaharia pe banda stângă, care trimite cu capul din prima lui Danilă. Atacă Focșanul. Magia care o duce spre cimete. Danilă pe centru. A fost umăr la umăr acolo. Nu, arbitru a fost aproape de fază. Nu a fost 11 metri. Lemnaru. Recuperăm, dar este faultat Săpunaru. Lovitură de perete pentru Focșan de la mijlocul terenului. Riza trimite pe partea dreaptă lui Manu. Stoica a venit pe partea dreaptă și acum centrează. La mijlocul terenului nu este decât Zaharia pe partea stângă. Acum Zaharia se întoarce. Trimite înapoi lui Vetrescu. Centrarea lui Vetrescu pentru Pasăre, dar peste acesta și mingea a ieșit în afara terenului. 0-0, minutul 28. Portarul Paraschiv, portarul Voinței Limpeziți, și joacă scurt la picior cu Bratu. Primește Lazar. Și Lazar trimite mingea direct în afara terenului. Stoica. Riza. Tiomela. Lemnaru reușește, Lemnaru, pentru moment, iată ce greșeală Stoica, ai trimite balonul direct lui Lemnaru. Lemnaru în careu de 16 metri. Și scoate mingea de acolo Focșanul. Ce ocazie are Lemnaru acolo, dacă ar fi șutat din prima era pericol. Dar a mai făcut o preluare spre norocul nostru și acum Voința Limpeziți un șut de la 40 de metri pe lângă poarta Focșanului. Rămâne 0-0 după această mare ocazie a oaspeților din minutul 29, scorul 0-0. Se reia jocul pe partea dreaptă. Săpunaru trimite lui Manu. Intrăm în ultimul sfert de oră al primei reprize. Dascălu. Înapoi pentru Săpunaru. Dascălu. Dascălu. Șut blocat de la 22 de metri și este corner Focșan de pe partea dreaptă. Se pregătește să execute Ionuț Manu. Oprul norii la Focșani. Mare lucru ca până la sfârșitul meciului să nu avem parte și de câteva picături de ploaie. Execuția lui Ionuț Manu pe colțul scurt. Resping buzoienii până la Mihai. Mihai o pasă cu Tiomela și Tiomela îl deschide pe Mihai pe banda stângă. Să vedem dacă va ajunge înaintea lui Mazilu. Da, Mazilu ajunge înaintea lui și trimite în afara terenului. Corner fără rezultat. Acolo Manu a bătut, dar nu era nimeni acolo. Este certat de antrenorul Elvis Ilaș pentru această execuție. Da, erau atâția jucători acolo în care au de 16 metri și nu mingea a ajuns la buzoieni. Atacă Buzoul pe partea stângă acum. Lazar acum Mihai. Mihai o minge în centru, dar prinde portarul Lazar. 0-0. Lazar repune cu mâna rapid pe partea stângă până la Zaharia. La o aruncare frumoasă a lui Lazar. Zaharia pe banda stângă scapă de unul singur. Acolo este și pasă de Cosmin. Un atac 2 contra 4. Cosmin care are 16 metri se întoarce și în momentul șutului este blocat. A durat prea mult de la dribling până la șut și adversarii au avut timp să intervină. Acum Tiomela pe partea stângă.
dezvolt jocul oaspeților chiar dacă sunt pe loc de retrogradare. Este de admirat această echipă care joacă fotbal și în aceste condiții. Iată o pasă pe partea stângă, Mihai aleargă și da, va prinde această minge, a reușit și este corner. Iată Mihai scoate corner pentru Buzău, 0-0, minutul 31. Suntem în ultimul sfert de oră aici la Focșan și anticipăm primele picături de ploaie chiar acum la sfârșitul primei reprize. Corner pentru Limpeziș. Gabi Lazăr și organizează apărarea. Un singur jucător la bară. Iată, Gabi Lazăr prinde extraordinar această minge și imediat degajează cu piciorul pentru Zaharia. Reușește Puchianu să respingă până la Lazăr. Recuperăm la centrul terenului Manu. Manu în dribling. Din nou revine Manu la minge. Manu pe centru. Manu pe centru. Este atacat din spate și cartonaș galben. Fără discuții. Cartonaș galben, cred că pentru Smedoiu. Dar îl vom auzi pe crainicul stadionului Milcovul, care ne va lămuri fără doar și poate. Mai este un jucător căzut la centrul terenului. Ba nu, de la Focșani, cine este? Cine e de la Focșani? Căzut aici. Danila. Ah, Danila. Danila accidentat. Și lovitură liberă Focșan de la 22 de metri, puțin lateral stânga. Doctorul Cristi Onia, la marginea terenului, așteaptă să vadă dacă are permisiunea să intre. În minutul 33, două cartonașe galbene pentru formația oaspete. Au primit numărul 9, George Smedoiu, și numărul 2, Cosmin Lazăr. Faul la dublu. Minutul 33. Lovitură liberă Focșani de la 25 de metri. Se pregătește să execute Zaharia. La minge Zaharia. În poartă Paraschiv. Zaharia. Șut pe pământul la colțul din stânga porții lui Paraschiv, dar acesta reușește să se prindă prin plonjon și repune balonul lui Bratu. Primește Mihai. În o combinație cu Smedoiu. Smedoiu trimite lui Mihai. O pasă în centru. Lemnaru îl caută pe Mihai, dar mingea a ieșit în afară terenului. 0-0 în continuare. Minutul 34 aici pe Milcom. Degajează Lazăr până la Riza. Vătrescu. Din nou Riza. Cuplu de fundaș central inedit la Focșani. De fapt, a mai jucat în această formulă și ultimele partide, Săpunaru și Riza. Dascălu. O minge pe stânga pentru Zaharia la marginea cadrului, 16 metri, și încearcă un șut din vole cu piciorul stâng, dar peste poarta lui Paraschiv. Rămâne 0-0, domnilor, aici pe Milcovul în minutul 35. Mai sunt 10 minute din timpul regulamentar. Ne pregătim să transmitem partida tur a barajului de promovare în Liga 3 dintre Victoria Gugești și Axiopolis Cernavodă, care se va juca la Gugești pe 17 iunie la orele 17. Trebuie să Săpunaru acum, dar mingea este tot la oaspeți. Smedoiu faultat de Dascălu. Nu e la ora 17? A, s-a mutat la ora 18, va fi meciul. Am înțeles. Deci pe 17 iunie la orele 18 să fiți pe SDVTV. Atacă Buzăul pe partea dreaptă. Și acum Tiomela, o centrare în careu, dar acolo este doar Stoica pe partea dreaptă, care îi trimite lui Manu.
greșește Manu, pierde această minge, rămână Buzoieni în atac pe partea stângă și obține un corner. Din nou corner pentru Oaspeți, nu este bine că îi aducem, noi aducem în situații de genul acesta. Ar trebui să îi ținem cât mai departe de poarta noastră. A început să bată puțin și vântul, care a adus norii. Și corner, Făința Limpezici de pe partea stângă. Centrare pe colțul lung. Degajează Focșeanul prin Petrescu, în afara terenului, aruncare de la margine pentru Făința Limpezici. 0-0 în continuare, în această ultimă etapă a sezonului 2022-2023. Minutul 37, aruncă Oaspeții de la margine. Respinge Săpunarul. O încercare de degajare, dar mingea ajunge la Buzoieni, care rămâne în atac în jumătatea noastră de teren. Reușim acum să recuperăm balonul. Intervin din nou Oaspeții, care trimit balonul pe partea dreaptă a direcției noastre de atac. Nu reușește Stoica să rămână la minge. Acum revine Manu. O minge pentru Pasăre. Reușește Cosmin să agațe acest balon. Luptă Cosmin acolo cu fundașul. Este 11 metri. Scos de Cosmin Pasăre în minutul 37. 11 metri Focșean în minutul 37. Și poate să vină și ploaia dacă dăm gol. Să vedem cine va executa. Zaharia. Zaharia față în față cu Paraschiv. Va executa Zaharia, domnilor, domnișoarelor și domnilor, suntem deja în minutul 38. 11 metri scos în minutul 37 și executat în minutul 38. Acum este bun să folie de prima repriză. Zaharia. Zaharia se pregătește. Șut și gol Focșean. Gol Focșean, doamnelor, domnilor, 1-0 din minutul 39. În minutul 40, gol CSM Focșean 2007. Înscrie din 11 metri cu numărul 10, capitanul echipei, Alexandru Zaharia. După 11 metri scos de Cosmin Pasăre în minutul 38. 1-0 CSM Focșean 2007, ACS Voința Limpeziș. Se reia jocul. Încă 5 minute din timpul reglementar al primei reprize aici pe Milcovul și Buzoieni trimit mingea în afara terenului. Va fi aruncare de la margine de la jumătatea terenului pentru Focșeni. 1-0 din 11, a fost 11 metri scos de Cosmin Pasăre în minutul 37 și în minutul 39 Zaharia a executat lovitura de pedeapsă și a înscris 1-0 pentru Focșeni. Acum Manu Stoica. Crește din nou Pasăre. Manu. Pasă în centru pentru Stoica. Se împiedică Stoica acolo. Și aruncare de la margine pentru Buzău. Da, degajează Voința Limpezici până la Lemnaru.
Reușim să recuperăm? Săpunaru. Mazilu, Săpunaru. Riza. Prelungește mingea Riza acolo. Revine. Ce pericol. Trebuie mare atenție Riza să nu mai facă așa bine prelor lungi. Atacă focșenul pe partea stângă. Dar pasa părăsește terenul și cred că Zaharia s-a accidentat la această fază. Nu mai poate. Piciorul drept se așează la pământ. Minutul 41, Zaharia la pământ. Intră asistentul echipei noastre, Gabriel Bratu. Să vedem dacă va mai putea continua partida. Zaharia nu cred că va mai putea continua această partidă. Îl văd venind la marginea terenului cu asistentul medical Gabi Bratu. Da, schimbare la Focșani. Aplauze pentru numărul 10 de la CSM Focșani 2007, Alexandru Zaharia, autorul golului de mai devreme, capitanul echipei noastre, care se accidentează, intră în locul lui. Cui a lăsat bandelul ăla? Nu se pună. Cu numărul 24, Alexandru Dumitru. Și bandelul a trecut pe mâna lui Sorin Săpunar. S-ar lua jocul. Dascălu schimbă jocul pentru jucătorul intrat puțin mai devreme, Dumitru, Stoica, Dascălu, Mazilu, apoi pentru Săpunar. Riza. Manu. Petrescu. Centrare. Recuperează Dumitru. Pasă înapoi. Stoica pe centru. Și prinde portarul Paraschiv. N-a prins Stoica mingea din vole pe piciorul stâng. Săpunarul respinge cu capul până în care reușește 10 metri unde portarul Lazar prinde balonul. Și este 1-0 în continuare pentru Focșani din minutul 39. Da, vântul bate din ce în ce mai puternic. Dascălu. Stoica. Și m-a urtat pasăre. A strigat tare pasăre, s-a lovit serios acolo. Zaharia părăsește terenul de joc. Și acum să vedem ce se va întâmpla și cu Cosmin Pasăre. Deja echipa noastră a efectuat o schimbare. Să vedem dacă antrenorul Ilaș Elvis va mai face o schimbare. Acum minutul 46, suntem în prelungire de prima repriză. Ai,
Riza se pregătește să execute această lovitură liberă pentru Focșani. Probabil ultima acțiune a primei reprize. Riza. Șut în zidul Buzoian și acum Dascălu încearcă un volet, dar prinde portarul Paraschiv. A degajat Paraschiv. Tiomela și fluier de final al primei reprize. Doamnelor, domnișoarele, în minutul 47 aici pe fluieră centralul sfârșitul primei reprize este 1-0 pentru Focșani de minutul 39. Revenim cu sonor după pauză. Pauză la Focșani după 45 de minute plus 2 de prelungiri. 1-0 CSM Focșani 2007, ACS Voința Limpeziș. Gol marcat de Alexandru Zaharia din 11 metri în minutul 40. Revenim în scurt timp.
Starea Craiova întâlnește pe FC Voluntari mâine de la ora 20 în La Liga Sevilla-Real Madrid și de la 20:30 de minute în Superliga României FCSB Rapid. Duminică de la ora 16 Formula 1, Marele Premiu al Principatului Monaco. Tot duminică de la ora 21 în Superliga României CFR Cluj întâlnește pe Farul Constanța, proaspăta campioană a României, iar de la 21:30 duminică în Serie A Juventus Milan. După cum știți, finala UEFA Europa League se va juca miercuri 31 mai la ora 22 pe stadionul din Budapesta. Sevilla va întâlni Roma. Iar finala UEFA Champions League sâmbătă 10 iunie de la ora 22, Manchester City Inter Milano la Istanbul pe stadionul Atatürk în Turcia. Mâine dimineață de la ora 10:30 de minute la sala de sport a Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Focșani va avea loc meciul de tenis de masă din Superliga Națională între CSM Focșani 2007 și CSM Bistrița. Este ultima partidă din actualul sezon competițional 2022-2023. Iar de miercuri 31 mai și până duminică 4 iunie la sala sporturilor din Focșani va avea loc turneul final al campionatului național de handbal junior 1 masculin. Între cele 8 echipe participante se află și formația noastră, CSM Focșani 2007. Meciurile se vor desfășura de la orele 10, 12, 16 și 18. Doamnelor, domnilor și domnilor, revenim în direct de aici, pe stadionul Milcovul din Focșani, la partida de fotbal din etapa 10 a play-out-ului CSM Focșani în echipament alb și Voința Limpeziși. Acum la 18:03 minute s-a fluierat începutul repriței secunde, 1-0 pentru Focșani din prima repriză, minutul 39, prin golul înscris de Zaharia, căptanul echipei noastre la acel moment, care între timp a părăsit terenul. Din 11 metri a înscris Zaharia, 11 metri scos de Cosmin Pasăre. 1-0 în repriza a doua, acum atacă Voința Limpeziși pe partea dreaptă prin aruncarea de la marginea lui Micu. Încearcă Micu o aruncare lungă și colegul său de echipă trimite în afara terenului aruncare de la marginea pentru Focșani, o va executa Riza. O face de asemenea foarte lung spre Pasăre, dar nu ajunge mingea la el. Mazilu încearcă, dar pierde balonul în fața lui Tiomela. Din prima săpunaru încearcă o deschidere pentru Dumitru, acum pe post de atacant. Vă observ, mai sunt și alte modificări în repriza secundă, Valii, la noi? Da, nu sunt alte schimbări în afară de schimbarea din prima repriză. Aruncare de la margine pentru Voința Limpeziși până la Lemnaru. Rămânem în atac pe partea stângă. Scuzați, buzoienii rămân în atac pe partea stângă și acum obțin o lovitură liberă de la 25 de metri pe banda stângă pe direcția lor de atac. Minutul 2 al celei de-a doua reprize, 1-0 pentru Focșeni și lovitură liberă Voința Limpeziși de pe partea stângă. Centrare pe bara lungă și Dănilă trimite în corner pentru Limpeziși, minutul 3 al reprizei secunde. Va executa lovitura de colț Mihai. Pe colțul scurt, mingea 6 metri, se plimbă în fața porții, respingem până la urmă, revine Mihai cu o centrare, Tiomela, sare Tiomela și prinde portarul Lazar. Scorul nu se modifică, degajează Lazar pe centru, resping buzoienii.
Manu încearcă o preluare, dar trimite balonul în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Voința Limpeziș de la centrul terenului. Un fault făcut acolo de Stoica. Lovituri libere pentru Limpeziș de la 35 de metri pe banda stângă pe direcția lor de atac. O minge în careu, dar prinde portarul Lazar. Repune cu mâna pe jos lui Săpunaru. Săpunaru Mazilu. Stoica. O minge pe banda dreaptă, dar nu este nimeni acolo și balonul ajunge tocmai în brațele portarului Paraschiv, portarul Voinței Limpeziș. 1-0, minutul 4 al reprizei secunde. Aruncă Focșeanu de la margine. Danilă. Dascălu. Revenim și recuperăm balonul prin Dumitru, Riza, Danilă, Dumitru, faultat și loviturile pentru Focșeanu de la 25 de metri lateral pe banda stângă pe direcția de atac a Focșeanului. Unul la 0 pentru Focșeanu din minutul 39, scor stabilit în prima repriză prin golul înscris din 11 metri de Zaharia și acum loviturile pentru Focșeanu, 25 de metri Riza și Dascălu lângă balon. Riza îl lasă pe Dascălu. Și Dascălu. O centrare pe 11 metri respinge Lemnaru până pe banda dreaptă, acolo unde se află Manu. Minge în centru pentru Dascălu. Și faultează Lemnarul la 25 de metri, de data asta pe banda centrală. Lovitură liberă ideală. De data aceasta, cu toată poarta în față, cum s-ar spune, și tot Dascălu se află în fața mingii. Un șut pe jos, bară, dar mingea a fost atinsă de un jucător din zidul buzoian și este lovitură de colț pentru Focșeanu în minutul 6 al reprizei secunde și corner executat de Manu. Boxează Paraschiv, Mazilu, recentrare Dascălu, dar prinde Paraschiv. 1-0 în continuare pentru Focșeanu în întâlnirea cu Voința Limpeziș. Aici pe Milcovul în ultima etapă a campionatului 2022-2023. Riza, Săpunaru, Stoica. Și o minge pe partea stângă pentru Danilă. Să vedem dacă va mai prinde această minge. Nu. Mingea părăsește terenul de joc. Este out de poartă pentru Limpeziș.
Silvian Ioan ne întreabă dacă vine Galeria Focșanului la Buzău, la meciul cu Ceahlăul mâine. Galeria Focșanului nu este pe Milcovul astăzi, se odihnește. Probabil dacă se odihnește, probabil că va veni. Dar, în mod sigur, are energie foarte mare pentru că s-a odihnit de mult timp. Noi n-am mai auzit-o de mult aici pe Milcovul. Poate o să se audă la Buzău pentru Ceahlăul. Oricum, se anunță un meci frumos mâine la Buzău. Ambițiile Ceahlăului de a reveni în Liga a doua, Rapid, și apoi în Liga a întâi, se vor vedea dacă pe teren au și argumente. Atacă Voința Limpezit și acum pe partea dreaptă. La minge a părăsit terenul. Puchianu n-a mai reușit să ajungă această minge. Trimis la încălzire de la echipa noastră, Dragoș Oprea, de antrenorul Elvis Ilaș. Și acum aruncare de la margine pentru Focșani. Dascălu pierde balonul, revine Mazilu. O pasă bună pentru Manu, dacă va reuși Manu să prindă această minge. A ieșit și Paraschiv. Ce greșeală fac fundașii buzoieni acolo. A reușit să remedieze Rapid greșeala și acum aruncare de la margine pentru Focșani pe partea dreaptă, va executa Stoica. Teomela se ciocnește cu Lemnaru. Lovitură liberă pentru Limpezici de la aproape jumătatea terenului, care a fost executată către Puchianu. Și este aruncare de la margine pentru Limpezici. Resping jucătorii echipei noastre. Rămân buzoieni în atac pe partea dreaptă. Puchianu, centrare pe 6 metri, Puchianu. Respinge Mazilu pe partea dreaptă până la Manu. Schimbă jocul Manu, dar nu reușim să ținem balonul acolo prin Dumitru. Recuperează oaspeții și trimit portarului Paraschiv. O încercare a buzoienilor de atac pe banda stângă. Stoica intervine, trimite lui Manu. Mazilu. Din nou Manu. Manu la minge și un șut al lui Manu peste poarta lui Paraschiv de la 25 de metri lateral dreaptă. Rămâne 1-0 pentru Focșeni. În continuare, scor stabilit în prima repriză. Combină fundașii buzoieni în propriul careu. Și acum atacă Voința Limpezit pe partea stângă prin Mihai. Intervenim prin Săpunaru, care trimite în afara terenului. Minutul 11 al celei de-a doua reprize. Lovitură liberă pentru Voința Limpezit de la 16 metri lateral stânga, pe direcția de atac a echipei buzoiene. Destul de periculoasă această fază. Să o urmărim împreună aici pe SDV TV. Salutăm pe toți iubitorii fotbalului din județele Buzău și Vrancea. Atât noi, SDV TV, cât și partenerul oficial Ricora, alături de noi în acest sezon, în acest an 2023. Lovitură liberă Limpeziș. Minutul 12 al reprizei secunde. Minge trimisă pe bara a doua, dar Lazar prinde cu siguranță această minge. Și acum a degajat foarte bine pentru Pasăre, dar mingea nu a putut fi preluată și ajunge în brațele portarului Paraschiv.
Riza. Manu, Vetrescu. Chiomela. O pasă și Riza face hands. Hands, lovituri libere pentru Limpezic. Doi jucători focșeneni trimiși la încălzire. Smedoiu se pregătește să execute această lovitură liberă. Smedoiu va încerca un șut direct. Da, prinde și retul. Și Lazar în doi timpi duce această minge la piept. Primele picături de ploaie la Focșeni. Și-a făcut simțită prezența. Stoica acum la minge. Mazilu. Revine Mazilu. O pasă pentru Pasăre pe partea stângă, dar prea tare. Nu reușește Cosmin să ajungă această pasă. Smedoiu. Trimite pe partea stângă lui Bratu. Combină jucătorii buzoieni în propria lor jumătate de teren. Lemnaru. Trimite cu capul și acum din nou Lemnaru, care o pe partea stângă. Se întoarce. Blocat de Stoica. Nu, Săpunaru a ieșit în întâmpinare și acum îndepărtăm pericolul până la jumătatea terenului. Revin buzoienii prin Mihai. O centrare în careu. Și Danilă trimite pe partea dreaptă lui Stoica. Manu acum la minge. Până la marginea terenului. Trimite o pasă în careu. Acum un șut blocat. Resping buzoienii pe centru până la Tiomela. Rămâne la minge Tiomela și este faultat de Dascălu, care primise cartonaș galben. În minutul 61, cartonaș galben pentru jucătorul cu numărul 20 de la CSM Focșani 2007, Alin Dascălu. Lovitură liberă executată repede către Puchianu, dar nu reușesc să țină mingea jucătorii buzoieni. Revenim și Dumitru obține o aruncare de la margine pe care o va executa Riza. Mihai. Tiomela. Dumitru. Revin buzoienii. Lemnaru. Tiomela. Și revine Mazilu, care trimite portarul Lazar. Acesta schimbă jocul pe partea dreaptă pentru Manu. Alți doi jucători scoși la încălzire de echipa noastră, Badașcă și alt junior, Constantin, presupun. Acum buzoienii la minge pe partea dreaptă. Dumitru. O minge trimisă înaltă în careul nostru. Riza la minge. Cade Tiomela, dar nu a fost fault. Trimite Riza pe partea dreaptă, dar din păcate nu este nimeni acolo. Și este aruncare de la margine de pe partea dreaptă. Și acum dublă schimbare la Focșani, de care vă pomeneam puțin mai devreme. Dragoș Oprea și... Nu, încă nu s-a permis această lovitură liberă. Acum se dă fault pentru Buzău, pentru Limpezic și schimbare la Focșani.
25 de Constantin de Emilian, Danilo. Deci iese Manu și Danilo și intră Constantin și Oprea. În minutul 64, dublă schimbare la CSM Focșani 2007, au ieșit cu numărul 25, Teodor Danilă, și cu numărul 7, Ionuț Manu. Au intrat cu numărul 2, Emilian Constantin, și cu numărul 19, Dragoș Oprea. Atacă Buzăul la 16 metri, șut pe jos și este gol, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ce greșeală acolo, nu blochează nimeni, era și Mazilu și Dascălu pe 16 metri, n-au reușit să blocheze șutul lui Chiomela. Și este 1-1. Din minutul 19 al reprizei secunde. Din minutul 64, 1-1 CSM Focșani 2007, ACS Voința Limpeziș a marcat pentru oaspeți cu numărul 8, Adelin Ghiceanu. Aici pe Milcovul, Ghiceanu aduce egalarea. Se rea jocul. Minutul 19 al reprizei secunde. Acum în echipamentul Focșani la minge, Mazilu. Vede pe partea dreaptă. Recuperează Buzoeni, dar Lazar a ieșit din poartă și a prins acest balon. Repune rapid cu mâna pe partea dreaptă lui Stoica. Aruncare de la margine pentru Focșani. Clipă de neatenție acolo pe zona centrală și am permis Buzoenilor să șuteze. Pe jos la colțul mare din dreapta porții lui Lazar. Cum atacă Focșani. Petrescu n-a putut continua această fază și respinge Buzoeni pe zonă centrală, este offside la Ghiceanu. Ghiceanu a prins pofta golului. Riza. Diagonală lungă pe partea dreaptă, dar nu mai prindem această minge. Este 1-1 pe Milcovul. Și la Focșani plouă. Reușim să interceptăm prin Săpunarul, care trebuie de partea dreaptă. Se dă lovitură liberă pentru Focșani, obstrucție făcută de un jucător buzoian. Dascălu. Riza. Manu. Este Riza, intervine Puchianu, care trimite până la Lemnaru. Aruncare de la margine pentru Focșani, va executa Petrescu, nu? Mingea pentru Buzoieni, a repus Micu. Balonul acum pe partea stângă. Minutul 23 al reprizei a doua.
și aruncare de la margine pentru Voința Limpezi și de pe partea stângă. Aruncare de la margine pentru Focșeni. Dascălu, Pasăre. Și acum o centrare în careul nostru. Și mingea a părăsit terenul de joc. Rămâne 1-1. Respinge Mazilu. Încercăm un atac pozițional, dar trimitem înapoi lui Săpunaru, Riza. Prelungește prea mult balonul Riza și reușim să rămânem la minge până la urmă. Dascălu trimite pe partea stângă și acum Riza în careu. Riza față-față cu Paraschiv nu reușește să-l învingă pe acesta. Intervine Paraschiv cu o mână salvatoare. Recuperăm. Mingea în centru. Șut din întoarcere. Pasăre, Mazilu. Atac prelungit al echipei noastre. Se întoarce Mazilu. Riza. Oprea. Vetrescu. Dascălu pe centru. Încercare de combinație nereușită. Blochează Mazilu și este aruncarea de la margine pentru Voința Limpezi de pe partea stângă. Atacă Focșeanul, Mazilu, Oprea. Oprea trimite pe partea stângă. Constantin, Vetrescu, Constantin, juniorii care au intrat pe teren în acest moment. Acum Oprea, o pasă pe partea stângă pentru Vetrescu. Vetrescu în care încearcă o centrare și obține lovitura de colț de pe partea stângă pentru Focșeani în minutul 26 al reprizei secundei. Lovitura de colț care va fi executată de Alin Dascălu. Unul la unu și un jucător al Focșeanului la pământ. Cine la pământ? Dascălu recentrează, blocat și este din nou lovitură de colț. Vetrescu este cel accesat? Da, da. 30. Dascălu. Centrare pe colțul lung. Resping Buzoienii. Nu știu dacă Vetrescu mai poate intra. Revenim. În atac. Pe zona centrală. Un șut blocat. Și acum un contraatac al Buzoienilor. O centrare pe jos în fața porții. Riza trimite de partea dreaptă lui Constantin. Constantin pe partea stângă. Un dribling în plus și Puchianul deposedează. Nu cred că Vetrescu va mai poate intra. Vom mai putea intra. Jucăm în 10. Mihai acum la minge.
Acțiunea Buzoiului pe partea dreaptă, periculoasă, intră în careu, șut pe jos și este 2-1. Iată plecarea lui, ieșirea lui Petrescu din teren, a lăsat banda stângă liberă și aici buzoienii reușesc să marcheze, din păcate. 2-1 pentru Buzău, minutul 74. În minutul 74, gol, Voința Limpeziș a înscris cu numărul 4, Vicențiu Micu, 2-1 pentru oaspeți. S-ar lua jocul. 2-1 pentru oaspeți pe Milcovul. Greșim, interceptează Tiomela. Reușește Săpunarul să respingă această minge pentru un moment și acum Stoica urcă cu mingea la picior pe partea dreaptă. Nu Stoica. Atacă Bocșianu pe partea dreaptă, centrare, pasăre, minge înapoi, respinge Tiomela. Și este aruncat de la margine pentru Bocșianu de pe partea dreaptă. Petrescu și resping buzoiul în afara terenului. Care de la margine pentru Focșani, de pe partea stângă. Conduc cu aspeții cu 2-1. Riza. S-a oprit ploaia. Dascălu 1-2 cu Mazilu, care șutează peste poartă de la 30 de metri. Minutul 32, repriză de secunde, 2-1 pentru Voința Limpeziș aici pe Milcovul, după ce Focșani a condus cu 1-0 din prima repriză de minutul 39. Oaspeții ne-au egalat și acum conduc pe tabela de scor. Respinge Săpunarul. Dascălu
Riza Oprea, Constantin Vetrescu, acțiunea funcționă pe partea dreaptă, centrare, respinge Paraschiv, Oprea, Vetrescu, un șut al lui Vetrescu și este corner pentru Focșani în minutul 33 al celei de-a doua reprize, execută Dascălu. Primește Riza pe jos, recentrare și lovitură de cap puternică, dar pe lângă poarta lui Oprea. Scorul rămâne 2-1 pentru echipa din Buzău. Dascălu. Jocul lăsat să continue. Atacă Focșanu. Minge pe centru, Oprea. Minge la jucătorii buzoieni pe partea stângă, în propria jumătate de teren. Combina acum la mijlocul terenului. Schimbă jocul pe partea dreaptă, Puchianu din prima, intervine Riza, greșește Riza, scapă Lemnaru, 2-1. Lemnaru trebuie pe partea stângă, Buzăul în atac, Buzăul care are de 16 metri, Lazar, revine Lazar și prinde această minge. Ocazie mare pentru buzoieni. Se rea jocul, minutul 35, 10 minute din timpul reglementar la această partidă. Riza, Săpunaru. Constantin Vetrescu. Și jocul este oprit, un jucător buzoian la pământ. Minge de arbitru, s-a luat jocul. Constantin, Dascălu, Mazilu și acum Riza. Faulta Riza, Tiomela. Contraatac al buzoienilor, a ieșit Lazar din poartă. Lemnaru are prin planul. Rămân buzoienii la minge pe partea stângă, Lazar revine în poartă. Și lovituri libere pentru Voința Limpezici de la 35 de metri. Minutul 37 al reprizei secunde, lovitor liber Limpezis, Medoiu la minge. Cred că va șuta direct. Dați Medoiu în zid.
Mingea rămâne în teren. O acțiune a echipei noastre, Cosmin Pasăre, faultat. A, fault în atac? Da, am avut impresia că a fost fault la Pasăre, dar centralul a dat fault în atac. Mingea la Buzoieni. Minutul 38 al reprizei secunde. 2-1 pentru Limpezici la Focșani. Respingem Stoica doar până la 30 minute și offside la Lemnaru. Dascălu. Săpunaru. Stoica. Ar mai fi timp cel puțin să egalăm, să vedem dacă și reușim acum. Stoica. Nu reușim să ținem această minge. Mihai deposedează o încercare de atac a Buzoienilor prin Lemnaru, care își prelungește mingea și prinde portarul Lazar, care degajează cu piciorul pentru Pasăre. Bună degajare. Reușim să păstrăm această minge. Schimbare la voința Limpeziș. În minutul 86 iese cu numărul 4 Vicențiu Micu, autorul golului al doilea al formației sale. Intră cu numărul 11 Mădălin Chivu. Și domnul schimbare la Focșani. Aici și Petrescu și Dascălu. Și a intrat Badașcă și Pană. Zile domnul Geo. Dublă schimbare și la CSM Focșani 2007. În minutul 87 au ieșit cu numărul 30 Alexandru Vetrescu și cu numărul 20 Alin Dascălu. Au intrat cu numărul 8 Eduard Pană și cu numărul 4 Călin Badașcă. Mingea la Focșani pe partea dreaptă. Stoica. Pierde mingea la mijlocul terenului Mazilu și face și fault. Lovit de liberă pentru Limpeziș. A driblat prea mult Mazilu. Și prima repriză și acum. Lovitul liberă executată pe partea stângă, pe direcția de atac a Buzoienilor. Recuperăm Oprea. O pasă pe partea dreaptă. Rămân Buzoieni la minge. Minutul 42 al reprizei a doua. 2-1 pentru Voința Limpeziș. În acest moment, după ce la pauză, Focșani l-a condus cu 1-0. Da.
Casa Avantaj, pană. Trimite o pasă prea încet, acolo nu ajunge la Stoica, recuperează Buzoienii pe partea stângă și Stoica faultează. Lovituri libere pentru Voința Limpeziș de la 30 de metri de propria poartă. Trimite în afara terenului jucătorii Buzoieni, aruncare de la margine pentru Focșani, se execută de la jumătatea terenului. Se execută lovitura la liberă, atacă Focșanul pe partea stângă și iese corner. Da, sunt mulți juniori în teren, domnul Boldeanu. Astăzi la Focșani. Repriza secundă va fi prelungită cu 5 minute. Resping Buzoieni prin Tiomela. Pană. Săpunaru. Minge aruncată în careu. Resping jucătorii Buzoieni până la Lemnaru. Recuperăm. Riza. Un dribling, pierde mingea și aruncare de la margine pentru Buzău. Suntem în prelungiri. Aruncare lungă până la Lemnaru. Portarul Lazar. Mazilu. Săpunaru. Plecat Constantin pe partea stângă, dar mingea a părăsit terenul de joc. Aude poartă. Domnul Constantin Chitoia ne urmește din Anglia și vrea să fie mereu la curent cu noutățile din fotbalul vrâncean. Da, domnul Chitoia, Gugeștiul joacă prima partidă din dubla de baraj cu Axiopolis Cernavodă pe 17 iunie 2023 la orele 18 la Gugești, pe stadionul comunal din localitate. Lemnaru, un faul de cartonaș galben. Ultimul cartonaș galben în acest campionat pentru căpitanul oaspeților, Lemnaru. Acțiune pe centru, blocat acolo, pană de Tiomela, care este acum la minge, Lemnaru. Cartonaș galben pentru numărul 10 de la oaspeți, capitanul echipei, Alexandru Lemnaru. Și offside la Chivu. Reluăm atacul, probabil ultima acțiune a echipei noastre. Recuperează Buzoienii, trimit mingea în atac. Respinge Săpunaru. Încă un dribling al lui Mazilu, care pierde din nou mingea. O pasă bine interceptată de Săpunaru, acum pană. Constantin. Și Riza nu mai ajunge această minge lungă trimisă de Constantin. Dacă echipa din Gugești va reuși un scor bun la Gugești, peste o săptămână la Cernavodă pot obține promovarea în Liga 3.
să le ține pumnii gurgeștenilor. Și Bacăul, și Buzău, și Galați au câte 3 echipe în Liga a 3-a. Noi suntem Vrancea, singurul județ cu o singură echipă în Liga a 3-a, Focșeni. Ne-ar prinde bine să mai avem pentru fotbalul vrâncean încă o echipă și noi în Liga a 3-a, să ne apropiem măcar de celelalte județe, dacă nu să le, dacă nu putem să le egalăm. Săpunarul. Minge lungă. A mai fost un cartonaș galben pentru Oaspeți, numărul 8, Adelin Ghiceanu. Au de poartă și suntem în ultimul minut de prelungit. Ne pregătim pentru sezonul următor, 2023-2024. Acest sezon a avut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Din păcate, încercăm să facem o strategie pentru campionatul următor, pentru o evoluție mult mai interesantă și mai consistentă. Paraschiv trimite lui Puchianu. Și Puchianu cu o minge lungă pentru Lemnaru. Încearcă un contraatac. Acum prin Mihai. Mingea ajunge la portarul Lazar. SDBTV și Ricora mulțumesc tuturor iubitorilor fotbalului din Vrancea, în mod special pentru faptul că au fost permanent alături de echipa noastră și la bine și la rău, alături de concursul Ricora SDV, ultima ediție a etapei de astăzi, cu fluier final, Limpezici câștigă la Focșeni, dar asta este mai puțin important acum, în ultima etapă a acestui play-out, în care Limpezicul este pe loc de retrogradare și Focșeniul nu reușește să se prindă play-off-ul. În aceste condiții, Limpeziciul a făcut o adresă către Federația Română de Fotbal prin care solicită rămânerea în Liga a 3-a. Să vedem dacă Federația le va da această oportunitate. Final de meci la Focșani și de sezon competițional, a fost ultima partidă a băieților noștri. 2-1 se impune astăzi Voința Limpeziș în fața echipei noastre. Să așteptăm cu încredere noul sezon competițional 2023-2024. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de echipa noastră în acest campionat. Vă dorim weekend plăcut în continuare tuturor. Numai bine! A fost Valeriu Croitoru, cronicul stadionului Milcovul, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Aici cade cortina pe sezonul 2022-2023. Am condus în prima repriză acestei ultime partide. Am pierdut în final. Sunt multe lucruri de povestit. Interesant este că echipa noastră a promovat și câțiva jucători din propria pepinieră, unii care au demonstrat mai mult, unii care au demonstrat mai puțin, dar staful tehnic, cei care vor trebui să analizeze aceste lucruri, le vor analiza, pentru că în scurt timp, după o scurtă vacanță, echipa noastră va reveni la pregătire pentru sezonul următor. Thank you.
Vă invităm, domnul domnișor și domnilor, pe cei care nu v-ați abonat încă la canalul de YouTube STVTV să o faceți, este gratuit, vă mulțumim frumos anticipat dacă vă veți abona și vă dorim și dumneavoastră un weekend deosebit, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți alături de STVTV și partenerul oficial Ricora, pentru că vom mai avea multe surprize de oferit atât aici pe canalul de YouTube oficial al ziarului Sportul de Franța, cât și pe STV, concursuri și multe, multe știri interesante din fotbal și din sportul vrâncean. Nu rămâne decât în continuare să rămânem cu ochii spre Victoria Gugești, spre ce vor încerca să facă, să sperăm un lucru extraordinar, acela să reușească promovarea în Liga a treia în această ediție a finalului de sezon 2022-2023 și din Liga a 4-a. Vrancea mai are nevoie de cel puțin încă o echipă în Liga a 3-a pe lângă Focșeni. E momentul ca Gugeștiul să facă acest efort. Părerea ziarului Sportul de Vrancea este clară. Gugeștiul are jucători care să facă acest pas în acest moment. Vă invităm, așa cum v-am spus, atât ziarul Sportul de Franța, cât și partenerul oficial Ricora, să vă abonați gratuit la canalul de YouTube STV TV. De aici, de pe stadionul Milcovul din Focșani, după ultima etapă a sezonului, vă mulțumim frumos pentru atenție. Viorel Partizan, Sportul de Franța TV și Ricora, partenerul nostru oficial, vă dorim multă sănătate și rămâneți alături de fotbalul vrâncean.